și hai că uite, ne vedem iarăși la un nou, nu știu ce să-i spun, unboxing, o vlog, o ceva. În fine, am ajuns și eu de la muncă și nu am ajuns doar eu, ci a ajuns cu mine și un nou colet de la Avon, desigur, pentru că am mai dat încă o comandă din campania cu numărul 12, cea de decembrie, catalogul este același ca data trecută, avem clipul în vlog, mă puteți merge acolo să vedeți și idei de cadouri. Și din ce am aici, putem să spunem că sunt alte idei de cadouri, deci dacă n-au fost la idei de cadouri, de sinceră să fiu, sper că nu mai avem altele până la Crăciun, dar cu siguranță o să mai avem. Așa că da, practic v-am mai spus eu cum stă treaba asta, cel puțin punctul meu de vedere cu idei de cadouri. Dacă ai idei, poți să găsești cadouri. Bun, de ce am dat eu această comandă? Din două motive. Unu, mi-am luat primul cadou de Crăciun, practic, de la mine, pentru mine. Asta pentru că rămăsese cumva așa un piticel, acolo să spun, pe creierașul meu și în caz să se întâmple ceva dezastru prin spate, să știți că Sami s-a distrat pe aici, sper că am reușit să le așez la loc. Și vă spuneam că mi-am luat primul cadou de Crăciun, asta pentru că am rămas cu un piticel pe creier de când am dat prima comandă și anume mi-a rămas gândul la setul acesta. Și anume este setul Little Black Dress cu parfumul și o loțiune de corp. El se găsește în catalog la prețul de 75 de lei și că tot vorbeam de idei de cadouri, na, vedeți cum vine, foarte fain ambalat așa într-o cutie și puteți să îl faceți cadou. Îmi place foarte mult cum arată și cutia și chiar sunt curioasă să văd la ce găsesc eu utilitatea acesteia. Dar de data asta sunt și pregătită, ce credeți? Mi-am luat și o forfecuță, pentru că știam că treaba aceasta are folie și vreau să o scot. Da, cred că v-am spus, da, 75 de lei este setul în catalog. Eu zic că se merită, este setul cu parfumul de 50 de mililitri. Sau să nu vorbesc prostii. Da, bine că mă uit în catalog și nu mă uit în el, pentru că îl și desfăceam acum. Minunat, da, 50 de mililitri. Iar parfumul are ciclamen, ilang ilang și prune. Bănuiesc că majoritatea persoanelor cunosc acest parfum, fiind unul din vechile parfumuri și parfumurile vedetă, să spun așa, de la Avon. Nu cred că mai are nevoie de absolut nicio prezentare și o să-l desfacem imediat. Iar aici avem și loțiunea de corp. Da, cutia v-am zis eu, dacă cele seturile de anul acesta, nu știu, îmi plac mai mult, v-am arătat acum o cutiile acelea se desfac. Practica aceasta e genul de cutie de vin așa și se, uite așa, și se închide. Chestia este că pe aceasta nu prea o pot refolosi pe post de cadou. Asta pentru că, na, are pe spate toate chestiile. Dar acum să văd că mai am eu o idee și hai că o vedem noi imediat. Dar întâi de toate vreau să desfac parfumul pentru că eu sper că are sticluța. Așa cum am văzut eu o chestie în catalog, nu sticluța veche, clasică, pe care n-o știm și cred că o știe toată lumea și să mă bate și cu farfecă și cu tot. Da, acesta, Little Black Dress-ul și Passion Dance sunt cumva printre parfumurile mele favorite de la Avon din toate timpurile și un pisic care vrea să se bage în cutie. Da, acum este sticluța cu totul neagră așa. Parcă la un moment dat mi-aduc aminte că era transparentă sau a fost o ediție cumva transparentă. Așa mi-a rămas. Știu sigur că am... Ah, de fapt nu, eu am avut una de 100 de mililitri transparentă și tot așa pătrățoasă. Știu că i-am dat-o mamei mele. Da, uite, acum este neagră, nu știu, îmi place foarte, foarte mult, ador parfumul ăsta și da, o să îl pulverizez măcar la încheietură, pentru că v-am zis, deci este un parfum care mie una nu mi-a lipsit din casă, dacă nu l-am avut așa în variantă mare, tot l-am avut în variantă din aceea de poșetă și cumva a fost cu mine și stați că nu știu să îl mai pun. Bun, vai doamne, dar ce bine miroase, îl ador, da, deci... Este favoritul meu. Știu că ar fi cazul să nu mă mai mișc eu prea mult, că văd că fuge lumina, n-am mai aprins pe aici nicio lumină și nimic altceva. Bun, apoi, am mai comandat ceva ce uitasem eu să comand data trecută și uite, nu mai bine s-a potrivit acum, și anume parfumul Little Black Dress în varianta aceasta mini de
30 de mililitri are acesta, Eau de Parfum. Și asta cred că este, da, asta este, uite așa, micuț și negru. Și cred că l-am avut și așa, sper că nu-l mai am și așa, dar nu, nu-l mai am. Uite așa, este foarte micuț, foarte drăguț. El a fost 20 de lei la comandarea oricărui alt produs din broșură. Și de ce ziceam eu, uite, poate, na, cumva m-am gândit și mi-am amintit acum sigur de el, pentru că eu loțiune de corp nu prea folosesc, vă spun sincer, și atunci când folosesc, nu folosesc genul de loțiune de corp care vine cu un parfum. Folosesc ori o cremă de mâini, ori o loțiune de corp care este, nu știu, un parfum de loțiune de corp. Ori cel mai des în ultima vreme folosesc loțiunea hidratantă de la CeraVe, cam pe aceea. Așa că loțiuni din acestea, genul acesta, eu nu prea folosesc, nu prea mai spre deloc, maxim 1%, nu știu, să fie o aromă, dacă nici aroma de la parfumul Love You, în fine. Și pe aceea am oferit-o cadou, așa că știam sigur că ea nu o să fie folosită. Și am zis, uite, nu mai bine să iau și pe aceasta și uite cum fac un cadou. Și cumva mă gândeam, chit că scrie pe spate, asta e, nu știu, poate pot acoperi cu un sticker, să mă folosesc efectiv de această cutie, uite, și să le pun așa și să le am efectiv pentru un cadou. Asta nu mă întrebați de ce m-a dus capul așa, eu m-am dorit să am parfumul în sticluța lui originală și acum cutia este pe jos și stați că vine Sami după ea, așa că da, nu știu, în fine, o să o mai gândesc pe asta, dar pentru moment mi se pare că așa ar merge de un cadou. În pata mea era pusă efectiv pe parfum și mi-l doream în sticluța lui originală, să-i spunem așa. Bun, așa că tot am plasat comandă, mi-am mai cumpărat niște chestii care mi se cam terminau, erau acolo pe terminate. Și anume mi-am cumpărat setul acesta din gama aceasta Cannabis Sativa, setul cu balsam de buze, apă micelare și crema pentru față. Eu am mai tot avut toate cele trei produse cu timpul, cel puțin atunci când s-a lansat această colecție, această gamă la Avon, am tot avut și am tot avut toate produsele. Singura chestie pe care n-am avut-o, că a apărut mai târziu și nu mi-am mai luat, a fost uleiul, au și un ulei de buze. Poate o să le iau și pe acela la un moment dat, dar în rest le-am tot folosit pe acestea, la modul de la un moment dat le foloseam doar pe ele și când am zis că ok, hai să mai folosesc și altceva, apoi nici că m-am mai atins de atunci până acum de ele. Așa că de, cred că sunt cam vreo 2-3 campanii de când dau târcoale la acest set și am zis că nu mai bine, acum mi se termină și apele micelare, hai să o iau pe aceasta, mi se termină și crema de față, hai să o iau pe aceasta, balsam de buze este mereu binevenit, chiar unul din acesta am în poșetă, ăsta o să-l pun aici la mine pe dulap, să-l am la îndemână în fiecare zi, este unul din favoritele mele și este foarte fain, hidratează foarte bine buzele și cred că se vede că în perioada asta am nevoie efectiv de ceva să hidrateze foarte bine acolo. 55 de lei parcă a fost setul și vine cu balsam, v-am spus, apa micelară în cantitate de 400 de mililitri, care mie îmi place foarte mult. Nu mi-aduc aminte pentru ochi, dacă o foloseam, pare mai aminte că o foloseam, dar oricum pe parte de mascara nu mai știu dacă lua foarte bine. Eu oricum folosesc diferit cumva la partea de ochi, dar uite că o să o reîncerc și pe mascara. Și crema de față, care și ea mi-a plăcut foarte mult, are 50 de mililitri și nu mai știu, eu mereu am dilemă la această cremă de față, dacă este doar de zi sau este și de zi și de seară, și de fiecare dată mă uit efectiv ce scrie pe ea, dacă aș și găsi în acest moment într-o limbă pe care să înțeleagă efectiv toată lumea că am găsit ceva, dar nu mă satisface. Dar eu parcă, uite, cremă de zi scrie. Am zis eu că știam sigur că scrie ce am. Hydrating Day Cream SPF 30. Deci dacă aș citi pe față și n-aș încerca să caut pe spate, poate aș găsi. Nu de alta, dar sper să nu bat eu câmpii, dar da, în catalog nu scrie, uite, asta este prețul setului, 55 de lei și el scrie doar cremă hidratantă cu ulei de cannabis, dar dacă mă uit pe cremă așa și dau cu zoom din ochi foarte mare, dau și de ea, da, în fine, oricum, pentru partea de zi aveam nevoie, pentru momentul de față am o cremă
fapt am două creme, una e desfăcută și o folosesc și o pot folosi și dimineața și seara. O am pe cealaltă de la Eniu, pe care o pot folosi și dimineața și seara. Și asta nu mai bine dacă e de zi, o să o combin cu cea de la Eniu, pe una dimineața, pe una seara, nu de alta, dar am observat că dacă folosesc, deși îmi doresc, pentru că aș avea un singur produs o singură dată, să folosesc o cremă și dimineața și seara, sincer să fiu, ajung să mă plictisesc de ea. Și am văzut cumva că am nevoie, nu știu, ziua vreau să fie mai lejeră cumva crema pe care o pun pe ten și să aibă și SPF, oricum SPF folosesc și separat cel de la Revox, dar seara prefer să fie sinceră și să fiu mai hidratantă, o chestie mai. Și uite, hai, am făcut așa cumva și un update la rutina mea de îngrijire a tenului. Bun, și mai am aici efectiv două seturi. De ce? Și cumva și ele au fost răspunzătoare de această comandă. Am strâns, dacă sunteți și dați comenzi pe live, știți că puteți să strângeți puncte din acelea de frumusețe, puncte pe care le poți folosi apoi să cumperi, să iei produse pentru care dai niște puncte și încă, nu știu, un leu sau doi. Eu am dat efectiv 4, aveam 8 puncte și am ales să-mi cumpăr două seturi din acestea din gama Sense și stați așa să le iau și pe celălalt, uite așa. Am aici două seturi pe care efectiv am dat 8 puncte și 2 lei. Pentru că era un set din acesta, 4 puncte și 1 leu mai, în fine, eu având 8 puncte m-am uitat să iau ceva în așa fel încât să folosesc punctele. Pentru că am vrut să le folosesc chiar pe toate acum, dacă tot a venit momentul și am dat atunci. Mamă și m-am enervat, nu știu dacă, nu cred că am vorbit în ziua aceea. Deci m-am enervat, deci mergea atât de bine site-ul. După ora 10 puteam să dau comandă să folosesc punctele. Mergea atât de bine site-ul dimineața, pentru că am intrat și am mai răsfăit puțin catalogul și, în fine, m-am uitat eu la niște chestii, la balanțe și așa pe acolo. Măi, și când s-a făcut ora 10? Doamne ferească, mă, cât m-am chinuit, sinceră să fiu. Deci, nu, cred că abia undeva pe la 11, parcă am reușit să dau comanda. Și atunci când am dat-o, am mers totul până la final, dădeam trimitere de eroare, dădeam trimitere la comandă. Undeva după două refresh-uri, a treia încercare, a luat-o, dar la modul de mi s-a închis pagina cu totul și când am intrat după aia separat, mi-a apărat la recepționată, că am sunat-o și pe coordonatoarea mea, care în fine este și cumnata mea, și îmi dă mesaj, zic, verifică și tu când poți, te rog, dacă mi-a luat-o singură dată, e ok, aici mi-a arătat o dată, dar să nu fi luat în sistem, în fine, a fost așa simpatic. Și apropo de chestii, că am primit astăzi informare că eu v-am tot spus eu niște unboxing-uri de creioanele de sprâncene pe care le tot încerc codurile la spre finalul lunii ianuarie, deci la final de lună ianuarie, nu știu dacă stau comandă atunci, dar din februarie trebuie să fie disponibile. Ei zic că undeva pe la final de lună ianuarie ar reveni în stoc. Sper, așa să-și facă. Bun, hai să trecem la ale noastre. Și v-am zis că am luat cu acele puncte de frumusețe aceste două seturi. Nu puteam să-mi aleg arome, adică erau chestii standard și mai aveau unul cu gel de duș simplu, un gel de duș pentru bărbați, mai aveau unul ceva gel de duș și cremă de mâini, dar oricum dădeam, nu se cuplau puncte și am zis că dacă le folosesc toate, hai să iau două la fel și numai bine le țin acolo să văd la un moment dat, nici nu mă uitasem. Rose and Amber, ok, nici nu mă uitasem sincer să fiu prea bine cu ce aromă sunt, dar am zis că o să le iau și dacă nu le folosesc, pentru că oricum am o groază de chestii în baie, mai multe le-am luat în ideea de să le am la un moment dat pentru cadouri, pentru că sunt bune la casa omului și nu știu dacă ați observat și voi, eu am observat la gelurile de duș pe care le-am luat data trecută, da, oamenii ăștia parcă mai mănâncă așa din cantități, din ce în ce, acum nu știu. Ori au mărit sticla în sus, ori au micșorat cantitatea în jos. Acum, na, fie cum o fi, dar da, e ceva și uite că și la asta se vede așa puțin. Ce pot să spun. Da, și cam asta cu unboxing-ul acesta Avon, cu cea de a doua comandă, dar vă spun, nu, sincer că îmi place foarte tare parfumul, pentru că, na, pentru el am dat comandă să-l am din nou. Măi, și apropo de parfumuri, vă spuneam eu în clipurile trecute că am de făcut niște declutter și la parfumuri și la make-up, dar v-am zis că o să fac, chiar dacă fac eu până în Crăciun chestia asta, o să vină clipurile după, dar cel mai sigur că o să fac între Crăciun și Revelion, nu știu, mai mă gândesc, dar la parfumuri vreau să vă spun, bunia, Sami, viște aici, mami, viște aici? Ia uite. Da, el e captivat de cutie, că e aici lângă mine.
La parfumul, eu să zic că m-am dat, în ultimele zile am tot folosit Giordani Gold Original, care este unul din parfumurile mele favorite. Și a fost unul din parfumurile mele favorite multă vreme. Mai nu știu ce să... Nu l-am mai folosit și vă spun sincer că nu l-am mai folosit că de vreo 2 ani, dar l-aveam acolo, a rămas acolo. Parfumul nu are nimic. Doar că eu nu îl mai simt așa cum îl știam, nu îl mai simt cum îl simțeam. Și vă spun de ce vă spun că parfumul nu are nimic, pentru că m-am dat cu el, al meu soț a zis că e ok, adică miroase foarte bine, iar mama mea care știe, cunoaște parfumul pentru că și ei îi place, a zis că nu, adică ea nu simte nicio diferență la mirosul acelui parfum. Eu simt o diferență la mirosul acelui parfum, nu știu care este faza și îl... Mă mai tot dau cu el, mai tot folosesc. Am văzut că dacă mi se ia pe eșarfă sau ceva, parcă pe eșarfă simt miros ok. Nu știu care e treaba. Așa am zis că vreau să văd cum mai continuă treaba cu el, dacă nu o să îl dau mamei mele. Nu mă dau până una alta, deci ador. Deci eu ador, sincer, să fiu acest parfumel. Chiar nu degeaba, deci nu degeaba este dintre parfumurile emblematice Avon. Bun. Hai că nu știam eu ce vreau să vă mai arăt în seara asta. Ba, da, știu. Un pisic care este în spate și mă păzește. Asta e partea a doua. Asta să iau eu de aici. Făfecuța să nu rămână la îndemână lui. Nu, să o pun în cutie, nu e idee bună. Ce vreau eu să vă mai arăt? Cum am mai schimbat? Că am mai schimbat puțin aici la decor de când v-am arătat ultima dată. Și am pus și... Până la urmă am pus fundițele în brad. Vlogul de ieri vă arătam că am luat acele fundițe din Sinsay și le-am pus până la urmă în brad și hai să vi le arăt. Și căsuța de tortă dulce. În fine, puzzle-ul căsuță. Facem așa puțin un update și mă uit doar acolo la partea de bibliotecă, că practic acolo am mai făcut schimbări de nu v-am mai arătat. Așa, na, fundițele de le-am mai pus la make-up, hai, poate le trecem și pe alea în vedere, dar aici, în spatele meu, la brad, nu s-a mai întâmplat nimic, așa și nici nu se întâmple, rămâne așa. Și apropo de brad, am făcut astăzi bradul și la muncă și până la urmă l-am făcut eu și m-a ajutat o colegă să mai lipi pe suport. În fine, la muncă este fostul meu brad pe care Sami l-a făcut. Hai ce aici. Da, și mai avem nevoie de globulețe și mi-am lăsat aminte, chiar le ziceam la fetea că mai au chestii globulețe micuțe, dar mi-am lăsat aminte pe drum și acum că mă uit în partea cealaltă, da, uitați-l și pe el, de faptul că mie m-au mai rămas câteva anul acesta și dacă este, poate e scump, mă. Să le iau să le duc mâine la muncă și asta să facem și noi așa o poză, nu de altă dată pe Sami. Rar îl prind, sincer, să fiu la poze. Sami! Mai zic că rar îl prind, da, uite acum ce atentie. Hai, te uiți aici, facem o poză pentru fete și pentru băieți? Sami! Sami! Da, este un simpatic. Bun, hai să întorc să vă arăt cu partea de decorațiuni. Și hai că v-am lăsat așa cu el, vi l-am arătat doar puțin tel, dar pe aici este dezastru făcut de mine. Sami! Ne-și primă și nouă ceva aici, că te-au văzut mai de departe, așa, mai, da, păi tu ești vedeta în toate vlogurile, domnule, normal, stai ca un boss și te cureți. Deci vedeți ce viață de boss pe unii, că am ajuns și acasă, m-am ieunat, m-au, s-a alintat, hai, dă-mi de mâncare și acum a venit să văd ce fac, se spală și se bagă la somn. Dar mie îmi place poziția asta, deci are... Stăte așa să-l vedeți mai bine. Deci are poziția asta de boss, de mare boss. Da, bine, hai să lăsăm. Bun, și hai să mergem cu update-ul pe decorată. Eu n-am mai aprins luminițele, vă spun sincer că nu le aprind în fiecare zi. Atunci mai de Crăciun o să le aprind în fiecare zi. Acum așa mai când am chef de ele, când suntem amândoi pe acasă, așa în fiecare zi chiar nu le aprind. Atunci de sărbăt, ai sus, mi-am așezat pe mijloc caruselul pe care îl iubesc și pe care îl ador și mă uit așa, deja mă gândesc cum o să-l integrez în cadrul acesta legat de cărți și după ce se termină perioada aceasta de sărbători. Iar aici cred că vă arătasem că am făcut așa zona roz și caruselul o să rămână sigur și după sărbători și mă gândesc că o să rămână și globul acesta. Aici cred că vă mai arătasem câteva cadre așa filmate într-un vlog, dar am pus-o pe zănică, dar atunci o pusesem jos lângă chestia asta, acum am pus-o pe zănică pe săniuța aceea de o luasem din Cora și îmi place super, super, super mult. Favoritul meu. Deci favoritul meu e acesta și cu astea două aprinse, vai, deci ador chestia. Deci mi se pare atât de simplu aici, efectiv, trei elemente și cu instalația aia în spate,
Da, deci nu, am o problemă. Deci, de v-am zis, dacă eu nu sunt cu partea de decor în alte perioade ale anului, acum iarna, sinceră să fiu, ador tot ce ține de partea aceasta de decor. Iar cealaltă bucățică așa de lemn de căsuță am pus acolo jos cu tot ce înseamnă colecția de căsuțe. Iar pe aici vă arătam că pe la mânerele ușilor așa au apărut ceva o fundiță și acolo sus le-am pus și pe doamnele Kitty. O să văd eu ce fac cu Kitty, dacă le mai țin sau nu. Pentru că nu știu, încă n-am idee cum vreau să arate totul după ce scot decorul de Crăciun. Până atunci totul stă așa. Aici am pus sus căsuța, puzzle-ul de turtă dulce, care îmi place foarte mult cum vine cu partea de braț. Și uite, așa arată brăduțul și cu fundițele alea puse. Mi se pare foarte dulceară așa și drăguțel. Dar și-am mutat de acolo, pusesem renul sau nu știu, ursul ce avea tot așa mai mulțe cum am eu, omul de zăpadă, al soțului. L-am dat înapoi pe birou chiar aici, de mi l-ai luat de aici. Zic, ia, hai, ia-ți-l înapoi. Și da, brăduțul chiar îmi place foarte mult cu fundițele acelea, cum se vede. Și cam asta aici. Aici a mai apărut în chestiuța aceasta. Mi-am găsit în final chestii de alea așa de merișor. Eu tot căutam ori trei la fel cu chestia de asta verde, ori trei la fel așa simple și tot n-am găsit în Pepco. La un dat am găsit două cu una. Zic, hai, le iau așa și fie ce-o fi. Și numai bine s-a nimerit cu le iau așa și fie ce-o fi, pentru că îmi place foarte mult cum se vede cu două fire de un fel și unul de un fel, care are verdeața aia și efectiv doar două, trei chestiuțe de la de merișor. În continuare, cana cu setul a rămas așa. N-am desfăcut-o, încă mă gândesc dacă o desfac sau nu. Am zis că nu știu, cred că la o să fie... Aia o să fie plăcerea mea din dimineața de Crăciun, să desfac cana și șosetele din cutia aia, să le folosesc și acolo să pun o altă cutie. Fundițe, deci doamne, deci ador fundițele astea din Cora, sinceră să fiu, sunt foarte, foarte, foarte drăguțele și îmi plac foarte mult. Pe aici pe sus n-am mai schimbat nimicuța, nimicuța, nimicuța. Aici cred că tot așa v-am arătat într-un video că a venit spărgătorul de nuci și aici jos cercei și toate cele. Da, și cam asta ar fi pe partea de decor. Și cam asta cred că o să fie și pe ziua de astăzi pe partea de vlog. Acum vreau să mă schimb și eu, să pun să mănânc ceva. Vreau să-mi organizez agenda de decembrie pe partea de poze, că până la urmă mi-am scos ceva poze, dar și m-am așteptat așa să-l mai vede și pe el. Și-l mai vede și pe el, ce mă vede și... Mulțumesc! Da, s-a dus și s-a așezat pe scaunul de la birou, unde îi place foarte mult să doarmă și știe că acolo nu pot să-l deranjez eu cu iubireală și cu drăgălășenie. Bun. Da, vă spuneam că o să închei aici acest vlog. Sper că v-a plăcut, rămânem așa cu unboxing Avon, ceva idei de cadou, update pe partea aceasta. Deja mi se pare că am bătut câmpii destul pentru ziua de astăzi, vă spun sincer. Și ce mai am eu de făcut în seara asta și... A găsit la birou acolo o sacoșă. Stați așa. Da, minunatul găsise, bine, are în fine al meu soț acolo o sacoșică cu niște chestii și s-a apucat să stragă de ea. Deci niciodată nu s-a mai apucat până acum stragă de ea, acum l-a apucat trasul de ea. Da, minunat. Iar eu în continuare mă gândesc dacă la anul să iau un brad mai mare. Cred că mă mulțumesc cu ăsta mic și cu chestii roz de sus, arată foarte bine, este foarte drăguțel. Ăsta din capul meu la fel, deci da, continuăm. Continuăm și continuăm și continuăm. Bun, v-am lăsat, vă super mulțumesc de vizionare și ne vedem mâine la un nou video. Vă pupicesc, pa, pa!